Proiectul programului strategic de dezvoltare a portului Galați a fost promovat pentru a stabili coordonatele în care vor fi conduse demersurile APDM pentru dezvoltarea unui sistem național durabil de transport. Proiectul a fost finanțat cu 1,9 milioane de lei din fondul Program Operațional Sectorial Transport 2007-2013 și vizează alte dezvoltări de infrastructură decât cele din axa prioritară TNT. Se încearcă valorificarea a cât mai multe moduri de transport, eliminarea strangulărilor, optimizarea fluxurilor de marfă interne, încurajarea transportului ecologic și, nu în ultimul rând, stimularea angajării forței de muncă locale. Condițiile în care scade traficul pe anumit tip de marfă pentru care a fost proiectat portul respectiv, asta e situația, trebuie să ne orientăm către alte tipuri de marfă, mărfuri, dar pentru asta trebuie făcut o analiză, trebuie făcut un studiu de trafic, trebuie identificate niște proiecte, stabilite niște o listă de proiecte și de încheiate parteneriate de dezvoltare a porturilor respective. Și pentru asta noi am mers pe ideea de a dezvolta aceste programe strategice și de a implementa aceste programe strategice. Referitor la operatorii portuari, administrația încearcă pe diferite canale să reducă atât costurile cât și impedimentele care au fost constatate în domeniul traficului de mărfuri. Programul strategic analizează în detaliu și propune proiecte de modernizare și adaptare a infrastructurii portuare din toate cele patru terminale ale portului Galați: portul mineralier, portul docuri, portul bazinul nou și portul comercial vechi.